A sosit primăvara și odată cu ea au început să reapară și gropile pe podul Prieteniei. Nu au trecut nici măcar 6 luni de zile de când au fost efectuate reparații pe partea românească a podului, ca deja șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre gropi. Și asta în ciuda taxei de pod care este percepută de autorități și care ar trebui investită în reparația podului. Traficul intens și frigul au afectat din nou carosabilul podului Prieteniei. Partea românească, singurul punct fix care face legătura între țara noastră și Bulgaria, este plină de gropi sau plombe care scot peri albi șoferilor români sau străini. Cu toate că podul produce pentru statul român aproape 20 de milioane de euro, acesta arată pe zi ce trece tot mai rău. Nu au trecut decât doar câteva luni de când CNADNR a executat lucrări de plombare pe partea românească a podului, însă totul a fost făcut de mântuială. Gropi care se cască în asfalt, plăci uriașe metalizate care ascund sub ele găurile din carosabil, plombe mai vechi sau mai noi, multe dintre ele puse iarna, toate sunt semne că ne aflăm acasă. La fel de sărași ca și noi, sau poate mai mult, bulgarii au asfaltat jumătatea lor de pod acum 2 ani și jumătate. Ne aflăm pe partea bulgărească a podului Prieteniei și deja nu se mai vede nicio groapă, în ciuda faptului că autoritățile bulgare percep o taxă mult mai mică decât românii. Există însă și speranțe. Autoritățile dau asigurări că partea românească a podului Prieteniei va intra în această toamnă în reparații capitale. Podul trebuia să intre în reparații capitale de anul trecut. Nu s-a întâmplat acest lucru. De aceea lucrările acestea nu țin foarte mult, pentru că este necesară această reparație capitală a podului. Din discuțiile pe care le-am purtat în cursul acestei săptămâni, SDNU, al cărui director este domnul Marian Minea, mi-a zis că spre sfârșitul săptămânii viitoare se vor apuca de lucru la pod din nou pe reparații din astea temporare, pentru că sunt necesare la acest moment, urmând ca CNADNR-ul, căci el este cel care face reparația capitală a podului, să înceapă lucrările cel mai probabil în toamnă. În vara anului 2011, autoritățile de la Sofia au decis reducerea taxei pentru autoturisme de la 6 euro la 2 euro. Bulgarii s-au arătat ulterior nemulțumiți de faptul că România a decis să mențină taxa respectivă la 6 euro. Câteva luni mai târziu, guvernul bulgar a plătit peste 700.000 de euro pentru asfaltarea părții sale de pod din cauza gropilor. În replică, România s-a mulțumit doar cu plombarea acestora.